Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi, o zi de miercuri, am decis să mai filmez. Dacă tot sunt în vacanță, măcar să filmez și eu ceva, nu să fac ca până acum cu un vlog pe săptămână. O să mai filmez și duminică, cred, nu știu, să văd cum e vremea. Așa mi-am propus, dar dacă plouă, de exemplu, nu prea pot să filmez. Și așa sper să duc vlogul ăsta la bun sfârșit, pentru că, nu știu dacă se vede, dar norul ăsta nu prea îmi place cum arată. Și așa a plouat, e răcoare, așa e urât, la soare e călduț, dar parcă totuși mergea un pic mai cald. Aici o avem și pe Rica, așa am botezat-o, mă rog, nu eu, bunica mea. Doamna iepuriță, dacă ar și focosa așa. Doamna iepuriță care are acum 3 zile, cred, da? Azi e miercuri și mi-a adus-o duminică, da, 3 zile de când o am. Și să zicem că nu mai e chiar așa speriată, s-a cumințit, i-am dat ieri paie, azi mai dau altele, dar mai târziu. Da. Na, ce să zic, e bine, zicea cineva că i-am dat iarbă, ce i-am dat aici e trifoi, lucernă, dar nu a fost proaspăt, a fost tăiat cu o zi, două înainte să ăsta. N-are nimica dacă mănâncă verdeață atâta timp când nu e ud și proaspăt. Proaspăt nu dau nici măcar la porci, dar păi la iepure. Și până acum i-am dat numai morcovi și paie. În rest n-am acum ce să-i dau, porumb. Am porumb, numai că porumbul e proaspăt și ăla și decât să se întâmple ceva cu ea, mai bine nu. Nici la capre n-am dat porumb proaspăt. Mă rog, am dat, v-am zis, că au mâncat cât o... Au mâncat ăsta, o coșară de-aia mare, să zicem așa aproximativ. E o minune că nu s-au umflat de la atâtea boabe. Da. Păsările îs bine. Nu le-am dat drumul afară. Lucră ăștia cu linia în fundul grădinii și tot circulă cu mașinile pe aici și dacă las ușa deschisă să duc în grădină și bunicul meu o pus prostii de ale lui pe acolo pe grădină și tot le ciugulesc dacă le las. E o minune că nu s-au dus caprile acolo, că e ușa deschisă și caprile sunt aici. Dar s-au săturat poate și ele de atâta umblat, că ba se duc la porumb, ba merg pe roata și se duc până la urmă în grădină. Alelalte sunt aici după ăsta, dar nu pot să vi le arăt, că numai așa dacă fac. Ăștia doi, Prâzlea și cu Costi, stau în picioare. Costi le păzește, ăsta tot... Ăsta ar vrea să se ducă în grădină, dar n-are cu cine, că ele stau jos. Auzi și bibilicile. S-au urcat sus pe garaj. Dar mai nou au obiceiul să se urce sus pe garaj și să facă ce știu bibilicile mai bine. Nu știu dacă se vede ceva. Eu am încercat, dar acum filmez cu modulul zoom total. Că nu mi-a plăcut în vlogul trecut cum s-a văzut și acum am zis să le filmez așa cu zoom. Că na, telefonul ăsta e mai așa mai... Am vrut să le dau drumul, dar bă, că tot circulă. Până acum vreo oră n-au circulat. Deci azi dimineață nu a fost problemă.
Dar dimineața nu le dau drumul că circulă câini pe aici și mai... Și eu nu le urmăresc. Acum cu schimbarea asta de ceas eu nu mai dorm tot timpul la 7-8 mă scol. Am pus pauză din greșeală. Deci cum ziceam, din când s-a schimbat ceasul nu mai dorm până târziu. La 7-8 tot timpul mă scol. Acum a trecut vecinul meu pe lângă mine și ăsta a nebunit. Îmi place când latră. Are o problemă silitică cu oala. Cum ziceam, are o problemă să mute oala asta, tot timpul o mută, dar nu știu de ce. Cel mai probabil când fuge așa ca disperatul, o agață cu lanțul și o aduce acolo. Că oala stă lipită de cușcă, numai nu. Mă rog, lipită în sensul că e acolo, nu e... N-am prins-o să stea legată și îs încălduri toți. Și câinii mei și alu vecinul meu, el o rup lanțul, cred că duminică dimineața. Cum ziceam, îs încălduri, îs cățelele lui vecinul meu aici. El a rupt lanțul duminică sau luni dimineața. Sâmbătă dimineața a rupt o cățaua aia maro. Ăla, ea a rupt lanțul și ieri a rupt lanțul câinele lui vecinul meu ăsta la alt. Și cățelele lui celălalt vecin tot vin pe la ăsta și nu-i dau pace. Am baricadat aici, că tot au săpat într-o noapte, cred că ieri noapte, au săpat aici ca nebunele. Ca să înțelegeți, are vreo 6 cățele, cred. Cățelele astea fac zile grele caprelor. Ăsta latră așa după ele, dar dacă i-aș da drumul, ar fugi de-ar mânca pământul. De ele, nu după ele. Adică cel puțin așa făcea asta vara, acum nu știu. Ce poză faină i-am făcut. Da, momentan, adică, mă rog, până cine știe când, caprele tot timpul afară. Le dă dimineața drumul după 8 și până seara târziu ele stau afară. O ieșit vecinul meu din curte acum și de aia latră. Hai cuțu! Cuțu! Hai cuțu! Da, gândiți-vă că așa latră toată noaptea. Cum ziceam, caprele, de când nu... o coles porumbul de dincolo și nu mai e nimic. Toată ziua afară, de dimineața, de pe la 8-9, până seara, la... Acum la 5-6, că după aia e beznă. Na, ora 5, ora 6, prostia asta cu schimbatul de ceas. Se face beznă mai repede. Și stau tot timpul împreună. Astea sunt ale lui vecinul meu, cum vi le-am mai arătat și mai demult. Și ale mele, saci. Tate stau în jos. Nu știu dacă v-am arătat în vlogurile trecute luptele eroice dintre țapi. De s-au bătut ca chiori. V-am zis că țapul ăsta meu mic a avut capul spart. S-a bătut cu prâzlea, așa îl cheamă pe țapul ăsta, prâzlea. E bai de el. Cocoș și acum s-au apucat să cânte. Atât îmi place la cocoș că atunci când cântă unul, încep tot să cânte.
aud pe fundal, dar vreau să vi-l arăt pe ăsta. Ăsta au cântat de câteva ori până acum, dar nu l-am putut filma. Și curcile. Deci atât îmi pare de rău că niciodată nu prind pe vlog curcanul ăsta împăiat. De seara să-l vedeți cum se urcă pe curca aia de acolo. Săraca curcă că îi rupe spatele. Și acum pe vloguri îl vedeți așa, în această postură. Cum ziceam, când dau drumul la curci, când la păsări le dau drumul în partea asta, la altă, curcile rămân aici, pentru că curcile sunt nebune. Dacă în curte stau tot în zona asta retrase, când sunt afară, tot pe aici vin. Ba, odată ori trecut, v-am zis, și în partea asta, de aici le-am adus, de pe drum. Și decât să mi le mânce câinii sau să se piardă, mai bine rămân aici înăuntru. Mai ales că singure, că eu când dau drumul la păsări afară, dau la tot. Dacă mai rămâne câte o găină, rămâne poate pentru că e pe cuibar sau... No, dar nu, eu în general dau drumul la tot. Deci vin aici, în fundul curții, și dau pe ele până iasă tot afară. Păcat că nu pot să-l prind niciodată. Am filmări, dar filmări din astea mici, așa, câteva secunde, dar alea nici pentru un videoclip de ăsta scurt nu le pot posta, că țin maxim 10 secunde. Ăsta e cocoșul, ăl golaș, porumbac, de care v-am zis, e unul dintre cei doi golași pe care îi opresc. Că tot veni vorba, am să dau un cocoș din ăsta golaș, nu știu care. Și nu știu când, am vreo 6 candidați, cred că. Am ochit unul, ăla cred că, sau nu știu, sunt doi așa care, să zicem așa, sunt bun de dat, care arată a cocoș, nu arată ca ăsta, ăsta zici că e puicuță, dar e cocoș, că puicuțe nu, cred că am numai vreo 6-7, astea două, mai am o porumbacă, care v-am arătat-o cu cocoșul. Și rest mai am vreo 2-3 roșii. Azi noapte ploaia toată noaptea și nu știu ce Dumnezeu o păți rățoiul. Ăsta este Amaro. Deci din Maro a ajuns la dezastru. Nu știu sincer ce o pățit. Aici mai am eu de crăpat lemne. Zilele astea, cred că chiar azi sau mâine, am să tai și rățoiul ăsta. Ultimul rățoi momentan pe care l-am de dat. Adică, mă rog, nu de dat, de tăiat. Altul nu mai am. Numai dacă s-ar nimeri să... Cum ziceam în vlogul trecut, să văd dacă am să-l opresc sau nu pe ăsta. Dar m-am hotărât că și dacă n-am să-l opresc, nu am să-l tai. Vreau să-l dau pentru că e frumos. Și nu merită o astfel de soartă. Acum, dacă am să-l dau la cineva și persoana aia o să-l taie, aia e fix problema lui. Că vor mâncare, dar nu o să le dau mâncare pentru că le-o dat bunicul meu înainte să începe vlogul și n-are rost să le mai dau și eu. Da, ăla maro cel mai probabil s-o bătu cu ăsta, că văd că și ăsta e murdar. La boboci ăștia mici, cum ar fi astea, rața asta și măcănitoarea asta, nu i-a mai închis pentru că o ploiat și oricum nămolul nu s-a dus. Și dacă le-aș lăsa acolo, ar fi un dezastru. Și decât să stea toată ziua în apa rece, cu picioarele în apa rece, mai bine le dau drumul. Și poate o să le las afară definitiv. Îs cam mititele, adică uitați-vă. Dar momentan
mai bine le las afară. Noaptea tot în garaj dorm. Dar ziua nu, ziua sa afară de dimineața, de când le dă drumul până le închid eu. Și mai ieșesc și bat, deci... Da. Gândiți-vă că între rățoiul ăsta alb și rățoiul ăsta micuț sunt doar o lună sau două diferență. Numai au rămas mici, sincer, nu știu de ce au rămas. Probabil că au fost mulți și s-au bătut și chestii de genul, dar habar n-am. Mm. 15 minute, adică e cam lung vlogul, adică nu vreau să-l fac chiar de 28 de minute cum l-am făcut pe ăla de data trecută, am exagerat, maxim 25 ăsta, pentru că mai am să vă arăt câteva chestiuțe importante, dar s-au bătut că văd că nici acum nu s-au la inimă și după cum le văd penele, cred că ăsta tânăr o câștigat, sau mi se pare mie, dar nu cred. Cred că caprele au descoperit că ușa e deschisă și se vor duce în grădină. Opa, să bat. Eu am vrut să vi le arăt cum să calcă, nu cum să bat curcile. Ce mitite este ăștia, nu știu, e așa ciudat să-i văd. Da, grozav. Aici, uitați, aici e un dezastru. Și nu știu ce Dumnezeu fac curcile aici. Toate. Ia, uitați și cloșca asta. Da, am să mă murdăresc și eu, dar trebuie să scot curcile de aici. Cumva. Fără să mă murdărească și pe mine, evident. Ieșiți! Aia, afară! Cloșca asta de aici, asta, nu mai deschid, trebuie să scoate luni. Deci luni, marți, începând cu duminică, cloșca trebuie să scoată. Ai... Aici numai ce le-au făcut curat. Cum ziceam, bibilicile au început de vreo două săptămâni așa să-și ia zborul. Chiar m-am gândit că acum o să le dau drumul afară. Deci vedeți, iau exemplu la găinile astea pitice și să duc până acolo departe pe garaj. Aud un tractor. Cred că vine unchiul meu. Manu. Deci găinile astea așa zboară pe aici. Acolo cocoșelul ăla, ia uitați-l. S-au învățat să intre la porci și să mănânce din vălăul porcilor. Aici nu-i nimic, am să văd dacă este ouă, dar nu-i. În sfârșit iasă soarele. Acum o să vă arăt, vai, de când am mai făcut un vlog din graj, da, la revopsit, e nouț. Și aici avem noi locatari, 6 purceluși de 2 luni, cred că. Cam așa. Aici au baloți de paie.
Și aici am eu baloții pentru iepuriță. A revenit. M-a chemat datoria. Au venit, cum ziceam, caprile în grădină. Trebuie să dau pe capre și cam asta ar fi cu acest vlog. Deci, purcei ăștia nu sunt ai noștri, mă rog, îs alu unchiul meu, cel cu vacile, numai că la el acolo e prea suprapopulat, nu mai are loc să țină porcii și i-o adus aici. Cât vor sta la noi, nu știu, nu știu să vă zic, o lună, două, trei, nu știu, habar n-am. Sunt aici de luni, azi fiind miercuri. Da, două luni cred că auzi. O fătat înainte să începem noi școala. Cred că cam așa, cu două, trei zile. Acolo, cum ziceam, au balos de paie. Aici am eu fânul pentru iepuriță. Și cam asta ar fi. Vede că s-au strâns toate aici acum. Da, deci cam acesta a fost și vlogul acesta. N-a sunat asta bine, dar mă rog, nu contează. 23 de minute, suficient, pentru că vreau să mai filmez și duminică. Și nu uitați să dați un like, să vă abonați și pa, pa!